Salutare! Eu sunt Kivi de la Transuman4x4.ro, iar astăzi vom face o mică analiză a celor mai capabile cauciucuri din campionatul național de off-road, așa că rămâi până la final pentru a vedea care este modelul și care este dimensiunea potrivită pentru mașina ta. Și vom începe cu un mic istoric. Pe vremuri, adică până acum 5-6 ani, dacă întrebai pe oricine are mai mult de 1-2 concursuri la activ care sunt cele mai bune cauciucuri de off-road, răspunsul era unul singur și simplu. Silverstone Extreme MT 117, cunoscut publicului larg și sub numele de Simex. De ce? Pentru că era un profil aproape perfect, era un cauciuc relativ ușor, iar aici fanii motorsportului știu cât de important este fiecare kilogram în minus. Era un cauciuc potrivit ca elasticitate, suficient de moale încât să ofere aderență necesară, dar și suficient de tare încât să nu se rupă într-un teren stâncos. Să nu se rupă foarte tare, și participanții de la etapele de la Runcu și de la Cluj probabil mă vor contrazice un pic. Nu era perfect, dar se descurca onorabil aproape în orice condiții. Silverstone-ele, cum erau cunoscute, se găseau în general în 3 dimensiuni, 31, 33 și 35 de inci, deci satisfăceau cam orice mașină. 31 pentru veverițe, Jimny, Vitara, Samurai, 33 pentru japonezele mai mari, Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser sau Mitsubishi Pajero, iar 35-urile erau destinate preponderent categoriilor open și extrem, pentru că da, la extrem, mulți ani la rând, campionatul a fost câștigat în combinația 35 plus punți portale, un setup pe care îl întâlnim destul de frecvent chiar și acum. Ei bine, odată cu închiderea fabricii din Malaezia, acestea au fost tot mai greu de găsit, tot mai scumpe, iar unii comercianți ajungând să ceară peste 2000 de lei de bucată, aici vorbim despre 35, ca mai apoi acestea să dispară complet. Singurul concurent direct din acea perioadă, Maxi Strepador, dovenindu-se nu tocmai potrivit pentru relieful nostru. Dar despre acesta vom discuta ceva mai târziu. Și acum reveniți înapoi în 2024, tot mai mulți producători au încercat să găsească cauciucul perfect, atât pentru off-road-ul global, cât și pentru relieful nostru. Aici la noi, la Transuman4x4.ro, am adus cele mai întâlnite cauciucuri, toate cauciucurile de la toate categoriile pe care le veți întâlni în pădurile și în competițiile noastre naționale. Și vom începe pe rând cu fiecare categorie, și anume cu standard A, adică mașinile oarecum standard, adică cu foarte puține modificări, dar limitate ca și capacitate cilindrică până la 2000 de centimetri cubi. Și după cum spuneam, vom măsura greutate, înălțime, distanță între crețe, atât pe lateral cât și pe mijloc, cam toate detaliile care ne interesează atunci când alegem un tip de cauciuc potrivit mașinii noastre, mai ales mașinilor de competiție. Și o să începem în ordinea prețurilor și o să începem, după cum am spus, cu categoria standard A, cu aligatorul pe 31. Majoritatea mașinilor de la standard A deja au în echipare cauciucuri pe dimensiunea 31, iar aligatorul, sincer, a fost și opțiunea noastră de anul trecut. Este încă o opțiune bună. Ce nu mi-a plăcut mie la el a fost grosimea peretelui lateral, care cumva ceda destul de repede. Dar în rest, eu am fost foarte mulțumit de cauciuc, mai ales, și o să începem cu distanța între crețe, pentru că având o mașină cu o putere redusă, o distanță între crețe mai mare ne favorizează descărcarea. Și aici avem 57 de mm distanță între crețele laterale, între crampoanele laterale, iar chiar și pe centru avem o distanță mai mare decât o vom întâlni la următoarele cauciucuri, 12 mm. După cum spuneam, este un cauciuc mult mai ușor, dar din păcate probabil de asta este mai ușor, pentru că este un cauciuc mai accesibil din punct de vedere al prețului. Aligatorul 5-7 extern, 12 mm intern. Avem în fața noastră un Journey Digger, tot un profil Simex, care în lateral, da, 57-46, da, un centimetru distanță între fiecare creste, iar la mijloc, nici nu mai discutăm că abia băgăm șublerul, 8 mm jumate față de 12. Se vede cu ochiul liber că sunt pic mai distanțate crețele. Iar al treilea cauciuc, pe care nu l-am prea întâlnit până acum în teren, dar este o opțiune destul de bună, este Journey Claw. Este, după cum vedeți, copia Trepador, dar copia Trepador pe 38, cea un pic mai performantă. 34, deci
distanță mai mică chiar și decât Journey Digger. Între crampoanele interioare avem 22. Deci din acest punct de vedere bate chiar și aligatorul, dar nu cred, părerea personală, nu cred că compensează această distanță interioară cu distanța exterioară pe care o au celelalte două cauciucuri. De ce zic asta? Pentru că, mai ales la motoarele sub 2000, adică la standarda clasă despre care vorbim, nu avem motoare atât de puternice încât să putem învârti roțile ca să le și putem descărca. De aceea avem nevoie de distanță mai mare între crețe. Iar acum vom trece și la capitolul greutate. Aligator 31, 20 de kilograme în cap. Journey Digger, 21,8, aproape 22 de kilograme. Iar Claw-ul, care mă aștept să fie mai greu, mult mai greu, dar nu, 22,8. Diferență de 1 kg între Digger și Claw, iar câștigătorul la greutate clar este aligatorul la 20 de kg. Un alt aspect care probabil vă interesează, chiar dacă toate sunt 31-uri, v-ați aștepta să aibă toate aceeași înălțime. Poate că acestea sunt destul de asemănătoare, mai ales nefiind montate pe jantă și clar, nu uitați, înălțimea cauciucului depinde foarte mult de lățimea jantei. O jantă mai lată face cauciucul mai mic, iar o jantă mai îngustă îl înalță. Dar înălțimea cauciucurilor este următoarea. Avem 74 de centimetri la aligator, 76,5 la Digger, Claw-ul tot 76,5. Deci Journey cumva păstrează pe ambele modele aceeași înălțime, dar diferență de 2,5 cm pe aceeași dimensiune. Cumva de asta ne-am simțit noi foarte dezavantajați anul trecut în campionat, folosind aligatoarele drept pe 33, dimensiune la care vom trece acum. Da, din păcate 33-urile Lexi, nefiind atât de căutate, nu se importă atât de mult încât a trebuit să aduc a șasea noastră roată de anul trecut, a doua rezervă, care e montată pe bedlock, lucru care ne va da un pic măsurătorile peste cap, deși și așa tot e mai mică decât restul cauciucurilor, ne va da un pic de lucru la cântărit și ne va fenta un pic la înălțime. Dar, în rest, o luăm de la capăt. Distanță exterioară între crampoane, 59,9, aproape 60 de milimetri distanța între crampoanele exterioare. Journey Digger, distanță între crampoane 51,3, din nou diferență destul de mare, iar distanța dintre crampoanele exterioare 42 la Journey Claw. Luăm de la capăt cu măsurarea distanței între crampoanele interioare, 15,8, aproape 16 mm. Din păcate, la acest model, la Digger, cred că ăsta e principalul dezavantaj, 9 mm. Iar interior, între crampoane, 24. Se păstrează același raport în care Claw-ul încearcă să compenseze cu o distanță generală mai mare între crampoane, dar celelalte două le considerăm mult mai avantajoase datorită distanței mai mare între crampoane. Totdeauna am spus, Claw-ul îl recomandăm pentru alergătură sau pentru teren stâncos, în timp ce celelalte două profile sunt mult mai bune pe noroială. Comparația numărul 2, cântarul. Vom începe cu Journey Digger de data aceasta, pentru că vom măsura de două ori Diggerul. Unul cu jantă, unul fără jantă, ca să ne putem da seama cât e janta de la aligator. Și Diggerul are 22,8 kg, cu un kilogram mai mult decât 31, e foarte puțin. Diggerul nostru de rezervă, care s-a murdărit un pic stând în benă, dar probabil nu este diferență semnificativă, are 37,1. Calcul rapid, 37 minus 22,8, 14,2. Da? Dă-mi telefonul. 37,2. 22. Concluzia, janta are 14,4 kg. Și acum să cântărim Lexi-ul, din care vom scădea 14,4 kg, 38,5.
O să-l sparg dacă le cobor pe toate așa. Și avem 36 jumate minus 14,4, 22,1. Deci tot pe acolo ca și kilograme. Și ultimul, dar nu cel din urmă cântărit, Journey Klo 33, 28,5. Deja se simt kilogramele în plus. Aveam 22, 22 și 28, 6 kg în plus pentru Klo. Și ultima, dar nu cea din urmă măsurătoare, este înălțimea. Lexi Alligator, 83 de centimetri, dar într-adevăr acesta este pe jantă. Următorul la măsurătoare, Journey Digger, 33, tot 83, dar într-adevăr tind să cred că ăsta, dacă îl punem pe jantă, va crește un pic. Și ultimul, dar nu cel din urmă, Journey Klo 33. Acesta deja este cu lățime mai mare decât celelalte, este lățime 12,5, comparativ cu celelalte care sunt 10,5. Și avem 84. Deci un pic mai grăsuț, un pic mai înalt cu un centimetru, cumva se justifică greutatea. Mi se pare un pic cam mare diferența de 6 kg între cele 3 cauciucuri, dar dacă avem o mașină care le poate duce, le poate învârti, este o variantă foarte bună, după cum am spus, mai ales pe un teren stâncos sau pe alergătură. Aceste cauciucuri se adresează în general categoriei Standard B, Toyota, Patrol, Mitsubishi, Pajero. Dar de anul acesta la Standard B a devenit legal chiar și 35-ul, dacă este pe o jantă un pic mai lată de 8J. 7J-ul nu s-ar încadra pentru că îl înalță destul de mult. Așa că să trecem la 35-urile care sunt cumva nici challenge, nici standard B. Vom vedea imediat de ce. 35-urile, de ce zic că nu se încadrează nici la B, nici la C? La B se încadrează foarte greu, adică trebuie să avem jante mai mari de 8J, jante care vor lăți și vor face un pic mai scund cauciucul. Iar la challenge, de ce nu se încadrează? Pentru că deja regulamentul, începând de anul acesta, ne permite un cauciuc mai mare, iar toată lumea a cam mers anul acesta și va merge anul ăsta pe cauciucuri pe 37, a crescut un pic limita comparativ cu anul trecut. Deci sunt cele mai universale, cele mai nepotrivite pentru nicio clasă. Dar începem cu, cum v-am obișnuit, Lexi pe 35. 35 pe 11,5, Journey-ul este 35 pe 11,5, Klo-ul este 35 pe 12,5, cauciuc un pic mai lat. Vom vedea diferența de kilograme la final. Și începem cu dimensiunea exterioară a crampoanelor. 67,2, 51. Cum v-am obișnuit, Digger-ul un pic mai îngust, iar Klo-ul și mai îngust, dar vedem că recuperează pe interior. 41, diferență de 1 cm între Klo și Digger, iar cu Alligatorul n-are rost să comparăm. Distanța interioară între crampoanele interioare, 14 mm, Digger 9 mm, iar Klo, după cum v-am obișnuit, 25. Interiorul cel mai mare, dar exteriorul cel mai mic. Rămânem la aceeași părere, Klo pentru piatră și alergătură, iar Digger-ul și Alligatorul pentru noroaie și cățărări. Cântărirea. Vom începe cu Alligatorul, după cum ne-a învățat cel mai slăbuț dintre toate, 26,9, aproape 27 de kilograme. Aici, la acest Digger, avem... Așa s-a întâmplat. Avem un Digger care își așteaptă clientul să fie ridicat. Client care a optat și pentru niște jante pe 8J și în total avem 41,8 kg, din care scădem janta cu o greutate de 12,3. Diggerul 29,5 kg. Și grăsuțul nostru, ca întotdeauna, Journey Klo, cauciuc, pe care noi recomandăm mașinilor care sunt potente, care sunt în stare să le care, și avem 32 de kilograme în cap. Ultima măsurătoare, cea pe înălțime, și începem cu Alligatorul, cel mai scund dintre toate, cum ne-a învățat până acum, 85 de centimetri. Aceasta a fost una dintre variantele pe care am vrut să mergem noi, dar Toyota și stixurile ei
ne-au făcut să ne răzgândim. Aici la Digger s-ar putea să înșelăm un pic sistemul. Dacă aveam 85, acum avem 88, foarte puțin. Ele noi sunt foarte la limită. Limita la standard B este teoretic de 86 de centimetri cu o toleranță de 1%. Asta ar însemna 86, deci 86,87. Digger-ul e 87 și un pic. Deci dacă nu este, dacă este un cauciuc nou, s-ar putea să nu vă încadrați conform regulamentului la standard B. Iar ultimul, dar nu cel din urmă, care este un pic mai scund, 87 de centimetri, dar cu mult mai greu. Am terminat clasa standard B și puțin din challenge. Hai să vedem cu ce se pot da băieții de la challenge, care au și motoare să învârtă cauciucuri mult mai mari și, bineînțeles, planetare care să nu facă poc la prima talpă un pic mai serioasă. Am ajuns și la cauciucul de 37 de inci. Singurul model pe care îl avem este Digger de la Journey. Păcate nu mai avem pe stoc pentru moment. Poate când vezi clipul ăsta peste 2 ani, deja ne-a intrat pe stoc. Modelul Clo 37, cel cu care am participat cu Zoli și pe care l-are Zoli pe Nissanul lui Patrol și care, sincer, mi se pare o bestie de cauciuc pentru clasa sa. Avem în față un 37 pe 11,5 Journey Digger cu distanță între crampoane de 54 de mm, distanța interioară între crampoanele interioare 9,6, deci în continuare o distanță destul de mică. Să îi facem și o mică cântărire și avem 32,7 kg, probabil grăsuțul de clo la dimensiunea de 37, ar avea undeva la 38 de kg, deci destul de greuț. Iar deja la diferența între 37, care sunt cauciucuri deja doar pentru clasa Challenge și Open, sincer, aș recomanda mai degrabă Clow-ul, pentru că dacă spui 37, probabil ai ceva cai sub pedală, cai care sunt în stare să le învârtă și să descarce cauciucurile. Chiar îmi pare rău că nu. Imaginați-vă aici un Journey Clow 37. Iar ultima măsurătoare pentru acest Journey Digger este cea pe înălțime. Dacă limita regulamentului ne zice 91 de centimetri cu o abatere de 1%, acesta are o înălțime de 92. Exact aceeași situație pe care am avut-o la standard B. Avem nevoie de o jantă de 8J sau mai lată, lucru care ne va face cauciucul un pic mai mic. Dacă nu avem un competitor direct pentru Journey Digger de față, care ar fi Clow-ul, cel pe care vi l-ați imaginat mai înainte, avem acest cauciuc, Journey Clow, pe 38. Acest 38, care a fost prima copie după Maxxis, de la dimensiunea asta au început să apară toate restul dimensiunilor la acest model de cauciuc. Prima dată a fost 38-ul, ou sau găină, a fost 38-ul, apoi a fost pui 31, 33, 35, respectiv 37. La dimensiunea de 38, un singur competitor direct ar fi, pentru că deja vorbim de nici măcar de clasa Open, ci de clasa Extrem, un competitor direct ar fi Maxxis Trepador, cauciuc care pare că nu se mai găsește. E foarte, foarte mare setea de Maxxis Trepador 38,5. Începem clasic cu distanța între crampoane. Distanța exterioară, deja vorbim de 42. Deși parcă era comparativ cu 31-le de aligator pe exterior. Iar pe interior avem 26,7. Cântarul. Nu vreau să lucrez la vulcanizori. Să știu ce este în pielea lor. 41 de kilograme, deja vorbim de o monstruozitate de cauciuc. Planetarele, când văd acest cauciuc, încep să plângă. Ultimul test, cel pe înălțime. Avem 94 de centimetri nemontat pe nicio jantă. Deci depășim categoriile Challenge și Open cu el. 38-ul ne introduce direct la clasa Extrem. Clasa Extrem, unde deja vorbim de sute de cai putere, planetare mult mai rezistente, lucru care ne-ar permite să trecem chiar și la un 40. E monstruozitatea, sincer, la noi în campionat, acesta este cel mai mare cauciuc pe care îl întâlnim în momentul de față. Au fost mașini de-a lungul campionatului care au avut cauciucuri chiar și mai mari, dar în afară de Claudiu și acum Craveț, nu mai are nimeni 40-uri sau mașini care să poată învârti 40-uri fără să se lase cu pagube.
Și testele clasice de, deși aici deja nu mai contează distanța între crețe, totul se rezumă la înălțime și greutate. Dar haide să facem și testele clasice de distanța între crețe 44,7 pe exterior, 28,5. Atât de aproape, dar totuși atât de departe. Și testul pentru spatele meu, kilogramele, 47,6. Iar înălțimea, sper să nu cadă, 102 centimetri înălțime. Deci vorbim de un cauciuc cu diametru deja de peste un metru. Iar dacă ăsta vi se pare mare, vă zicem că avem ceva și mai mare. 43. Probabil mulți dintre voi m-au văzut live la 1,93 și 100 de kilograme. E mare. Nu știu dacă o să-l pot urca pe cântar fără să-l sparg. Mai are rost să mai măsor distanța între crețe? Ia să măsurăm noi de curioși. 45,9. Iar interior, 29,5 să fie, mi se strigă în cască, 29,4, numai să nu fie cum ai zis tu. Kilogramele, ia să vedem câte kilograme avem la această monstruozitate. Așa. 61. Eu eram mândru că a slăbit Toyota, credem, undeva la 70-80 de kilograme în urma transformării. E bine, asta dacă îl punem în portbagaj, s-a dus naibii toată transformarea. După cum v-am spus la începutul episodului, aveam cauciucuri pentru toate dimensiunile, toate categoriile. Sperăm că acest clip v-a fost de folos. Dacă totuși aveți alte întrebări, nu uitați secțiunea de comentarii. Dacă doriți să achiziționați unul dintre cauciucuri, sau o jantă, sau un troliu, sau chiar produsele noastre de la Overlander, corturi, marchize, frigidere, vă așteptăm pe transuman44.ro. Iar până episodul următor, nu uitați like, share and subscribe. Nu-i mult, acolo e, de acolo e. Zici că e pentru el.